Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Vom discuta astăzi despre copilul mic și despre copilul mai mare, despre pediatrie în general. Am să vă spun că, și poate o să vă surprindă asta, că riscul pe care îl au copiii, și prin copii înțelegem pacienți până la 21 de ani, aici intră și adolescenții, riscul de a deceda pe care îl au ei nu este legat atât de boli, cât de traumatisme. Noi le numim injurii. Și despre ele aș vrea să vorbim. Evident, și bolile sunt implicate în decesul copiilor, dar prea puțin. Cauzele majore reprezintă injuriile și ele pot fi prevenite. De aceea, consider această emisiune drept foarte importantă pentru fiecare părinte, bunic care ne ascultă și chiar pentru copiii mai mari care ne ascultă și înțeleg. Dacă până la vârsta de un an, cele mai multe decese survin prin sufocare, undeva 70% din decesele copilului de 0-1 an, pe care noi îl numim bebeluș sau sugar, este perioada infantilă, decedează în 2-3 din cazuri, vă spuneam, prin astfel de sufocări. Sufocările la rândul lor se datorează de cele mai multe ori unor corpi străini, alimentari sau nealimentari, pe care copilul îi înghite și cu care se sufocă. Sufocare înseamnă pătrunderea unui element de orice natură pe calea respiratorie în loc să pătrundă pe calea digestivă. Noi avem la nivelul faringelui, undeva în spatele gurii, o bifurcare spre căile respiratorii, trahee, bronhii, plămâni, și spre calea digestivă, esofag, stomac, intestin subțire. Când alimentele sau nealimentele pe care, accidental, mai ales la copilul mic, vă dați seama, situație foarte frecventă, ajung în gură, copilul este un explorator bucal. El duce totul la gură, fiindcă el are la nivelul buzelor și la nivelul limbii foarte mulți receptori. Și el așa percepe mediul. De altfel, chiar venirea copilului pe lume, acel moment mirabil, minunat, copilul cu buzele caută și știe singur să se ducă oriunde îl pui pe trupul mamei, știe singur să se ducă spre sân. Și el cu buzele explorează. Dacă acesta e un lucru bun și știu eu, extrem de sensibil, la fel de periculos este dacă copilul găsește în pătuțul lui sau dacă e lăsat pe jos, nesupravegheat în cameră, orice element străin, el îl bagă în gură să vadă ce este, îl verifică, să zicem așa, cu ajutorul buzelor. Și de multe ori le închide. Sufocările cu produse alimentare, pe care vă rog să le evitați la copiii până la 3 ani, care au riscul de a se sufoca, de a pătrunde, cum spunem noi, pe calea cealaltă, pe calea respiratorie, reprezintă bomboanele tari, dropsurile, le reprezintă nucile, alunele, atenție la boabele de porumb, orice elementare, de orez, de grâu, la țară, dar și la oraș, pot fi prezente în diferite locuri în casă și copilul nesupravegheat le poate înghiți, le poate aspira. Se poate juca cu un copil mai mare. Ele pot ajunge și prin narine în căile respiratorii, copilul le aspiră atunci, sau le înghite și le pătrund pe partea cealaltă, pe calea respiratorie. De asemenea, cu toții încercăm și noi și pot să spun colegii în această acțiune comună de la Inspectoratul de Oficiul de Protecția Consumatorului, încercăm să evităm să nu mai existe jucării cu elemente demontabile foarte mici. Știu eu, o păpușă, un element masculin, nu ce fel de jucării mai sunt acum, care să aibă o pălăriuță demontabilă, un nasture, un scut, o mică armă și așa mai departe, care se pot înghiți de către o mașinuță, nu, cu elemente demontabile, care se pot înghiți de către copil. Și până în 3 ani trebuie să evităm astfel de jucării. Atenție mare că sunt și inscripționate vârstele, dar fiind copii de vârste diferite în aceeași casă, ei își pot prelua jucăriile unul de la altul. Deci, iată, elemente alimentare și non-alimentare. În literatura de specialitate există riscul de sufocare cu suzete. Suzete subcalibrate. Suzetă prea mică pentru gura mai mare a unui copil dezvoltat, copil de vârstă mai mare care folosește totuși suzeta. Suzeta fiind foarte mică, copilul se poate înghiți, se poate îneca înghițind-o pe ea sau segmente din ea. Sunt lucruri pe care am vrut să vi le spun, care par simple, care par banale și care poate chiar par plictisitoare.
Dar ele, extrem de simple, salvează viața copilului. Atâta vreme cât întreaga lume, în continuare, se moare, și sunt multe cazuri, prin astfel de corpi străini, mi-am permis să dedic o emisiune acestui risc de deces la copil. Pe măsură ce vârsta devine mai mare, aș vrea să vă spun și să vă tulbur, poate, statistic, cele mai multe decese, la vârsta mai mare, peste un an, 2, 3, până la 21 de ani, o reprezintă injuriile, o reprezintă agresiunile, traumatismele, agresiunile asupra corpului și nu cele de natura unei boli, cum vă spuneam. Și cele mai frecvente sunt accidente rutiere. Și aici, cu colegii de data aceasta de la Poliția Rutieră, încercăm să sensibilizăm oamenii, pe cei care ne urmăresc în diferite medii unde putem să transmitem un mesaj, televiziunea fiind un mediu foarte important, să evităm accidentele rutiere pe cât posibil. Ce înseamnă? Când avem un copil mic pe care îl transportăm în mașină, el să fie întotdeauna pe bancheta din spate, să poartă o centură și dacă este mic, până în 3 ani există acele cuvertașe, există acele cufere mici pentru copii, acele port bebe, care sunt foarte importante. Există spitale în străinătate care închiriază, chiar de la nașterea copilului, un astfel de coșuleț, să-i zicem, special pentru mașină. Deci nu orice scutec bine învelit copilul este un mijloc de a transporta un copil care a venit pe lume în mașină. De obicei, când plecăm acasă de la spital, nu, de la maternitate, mergem cu mașină. Trebuie să luați acest element special, acest coș, să-i spunem, special pentru bebeluș, pentru mașină. Și să-l modificați pe parcursul vârstei, o să vedeți că devine un scaunel în care copilul stă înșezut și așa mai departe, în funcție de vârsta copilului, întotdeauna plasat în spate și întotdeauna cu o centură de siguranță să nu fie aruncat într-o parte sau alta în cazul unui impact. Lucrurile acestea salvează vieți și de aceea insist. Fiindcă poate să fie o mică zdrucinătură, toți membrii echipajului să nu pățească nimic, numai copilașul să fie traumatizat uneori fatal. Insist și asupra și o fac în deplină cunoștință de cauză, insist asupra și calității de pieton. Am văzut copii traversând prin locuri nerecomandate, nu pe zebră, nu pe trecerile semaforizate pe unde trebuie să trecem. Ține și de școală, sunt ore de prevenție rutieră și ține de părinți, de educația de acasă. În continuare, mor copii pe șosele, fiindcă nu traversează prin locurile permise, aleargă după o minge, aleargă spre școală și așa mai departe. Ține și de șoferi, să avem grijă și în zonele în care ei n-ar trebui să treacă pe acolo, dar să fim prudenți, mai ales dacă știm că e o școală, dacă e un parc, dar să fim întotdeauna atenți la copilul care poate țâșni, este și o întrebare la examenele de obținerea permisului, cine vine dacă apare o minge pe șosea, evident vine un copil, dar să știți că un copil poate să vină și când nu e o minge și atunci fiți foarte, foarte atenți, dragi șoferi și șoferițe, fiindcă oricând se poate întâmpla ceva. În fine, mai este și nebunia, să zicem, primelor zile, primului an, când avem permisul auto și suntem foarte tineri și suntem rebeli și vrem să arătăm că suntem vitezomani, atunci se produc foarte multe accidente rutiere. Ascultam chiar zilele acestea un studiu din Franța, se moare foarte mult prin consumul de alcool, de etanol la volan, studiul era făcut, repet, în Franța, și la noi în țară, nu știu o statistică exactă, știu că există cazuri în care oameni care consumă alcool se uită, se urcă la volan și lucrul acesta este valabil, mai ales în rândul tinerilor care merg la o petrecere, la un party și vor să plece cu mașina și cu prietena sau grupul de prieteni acasă și bravează, mai ales că alcoolul îți dă putere, cu ghilimele, îți dă nebunia de a face lucruri care nu se fac. Accidentele rutiere, chiar la grupele mici, deci când încă nu avem volanul în mână, când încă poate nici nu putem să traversăm strada, reprezintă o cauză foarte frecventă, foarte frecventă de deces. O altă, și aici nu vreau să trec de accidente rutiere și de prevenție în general, fără să vă spun un lucru, spun eu, interesant. Astăzi termenul de prevenire a accidentelor a fost înlocuit cu controlul injuriei. Controlul injuriilor. De ce? Fiindcă accidentul se definește drept un lucru care nu poate fi previzibil, care nu poate fi prezis, nu poate fi anticipat. Accidentul e ceva care se întâmplă fără să știi.
prin natura lui, un accident e ceva care nu poate fi anticipat. Și atunci, literatura de specialitate, ultimele congrese, folosesc termenul de control al injuriilor. Injuria este un traumatism, o leziune, o agresiune fizică, chimică, mecanică asupra corpului nostru, care poate fi anticipată. Și controlul acesta al accidentelor, cu ghilimele am să le zic, al injuriilor, are trei etape. Odată este prevenția primară sau controlul primar. Purtarea ceturii de siguranță. Nu s-a produs agresiunea, noi o prevenim înainte de a se produce și nu se mai produce. Purtarea de cască în cazul bicicliștilor, schiorilor, celor care merg cu rolele, cu skateboardul și așa mai departe. 2. Prevenție, mai corect control secundar, fiindcă aici deja leziunea s-a produs. Să avem în regiunile noastre spitale de primă intervenție, spitale de urgență, care să poată să intervină în urma unui accident rutier, în urma unei arsuri, în urma unui înec, fiindcă sunt alte cauze majore de deces după accidentul rutier până în vârsta de 21 de ani. Și în sfârșit prevenția, mai corect controlul terțiar, fiindcă și aici leziunea s-a produs deja, este să avem centre de recuperare fizică, psihologică, de reabilitare, de refacere a funcționalității anterioare înainte de traumă. De aceea, iată, termenul de control al traumei, control al injuriei, este foarte important. În afară de accidentul rutier, pe locul 2, în multe țări din lume, este înecul. Înecul, mai ales acolo, și noi suntem oraș la Dunăre, acolo unde stă Bălți și noi avem lacuri în zonă, în județ, există aceste plecări ale copilului, tânărului, adolescentului spre apă, cu risc de deces prin înec sau datorită unui șoc termic, se aruncă într-o apă foarte rece când afară e foarte cald sau el este foarte încins, dar înecul, prin lipsa unei experiențe sau printr-o apă care are fel de fel de vârtejuri și creează fel de fel de probleme, iar și aici consumul de alcool și înotatul ulterior poate să ducă la înec, refluxul unor alimente, dacă o mâncat, a fost cazul când s-au sufocat cu boabe de strugure sau cu alte elemente alimentare care au fost înghițite rapid și care apoi au refluat în momentul înotului, toate acestea pot fi prevenite prin astfel de discuții pe care le facem. Deci, înecul, arsurile și televiziunile preiau imagini de la zone de incendiu, de la zone în care izbucnesc flăcările. Aici copile sunt nesupravegheați în zona sobelor, ale show-urilor, a fel de fel de improvizații care nu trebuie să existe, electrice și de altă natură, duc în sezonul rece și nu numai la incendii. Interesant este că decesul nu survine atât prin arsuri cauzate pe suprafața pielii și care merge și în profunzime, ci prin o situație mult mai gravă, prin situația în care copilul se sufocă, face o asfixie prin fum. Deci se moare mai mult prin fum și prin complicația broncopulmonară decât prin arsura în sine. Grupele vizate sunt copiii și vârstnicii care pleacă foarte greu din niște case care ard având o mobilizare mai redusă. Mă opresc aici cu prevenția, insistând asupra accidentului rutier, asupra înecului și asupra arsurilor, asupra incendiilor, spunându-vă că celelalte situații de deces până în 21 de ani pot fi cu ajutorul medicului, cu ajutorul spitalelor, să fie ameliorate, să fie prevenite, putem să luăm măsuri, dar acestea țin de dumneavoastră. De aceea m-am adresat în mod exclusiv părinților, bunicilor, cadrelor didactice, cei care sunt în măsură să prevină moartea și ce e mai frumos decât să salvăm dinainte viața unui copil. Numai bine, Doamne ajută!